Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vă voi vorbi despre masa caldă acordată salariaților din fondul social. Cum este considerată masa caldă acordată salariaților din fondul social de 2%? Se impozitează la salariați? Cum se consideră o masă caldă suportată de societate integral și nu din fondul social? Se mai pot acorda și tichete de masă pe lângă masa caldă? În categoria cheltuielilor sociale deductibile limitat, în limita unei cote de 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, se încadrează atât cheltuielile menționate expres la articolul 21, alineatul 3, litera C din codul fiscal, cât și alte cheltuieli de natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de muncă la nivel național, de ramură, grup de unități și unități, după cum se explicitează la punctul 331 din normele metodologice date în aplicarea titlului 2 din codul fiscal. Prin urmare, în măsura în care masa caldă acordată salariaților este prevăzută ca o cheltuială de natură socială în contractul colectiv de muncă aplicabil unității respective, ea este deductibilă limitat la calculul profitului impozabil conform articolului 21 alineatul 3 litera C din codul fiscal. Totuși, având în vedere că masa acordată angajaților este impozitată la salariat conform celor expuse mai jos, este deductibilă la calculul profitului impozabil prin aplicarea per a contrario a prevederilor articolului 21 alineatul 3 litera L din codul fiscal, conform cărora sunt considerate nedeductibile cheltuielile salariale și sau asimilate acestora dacă nu sunt impozitate la angajat. Masa caldă suportată de integral de societate, deci nu ca o cheltuială socială, este deductibilă prin aplicarea prevederilor articolului 21 alineatul 3 litera L din codul fiscal. Din punct de vedere al impozitului pe veniturile din salarii, hrana acordată personalului, indiferent că este suportată integral de societate sau din fondul social, este considerată avantaj și asimilată salariilor în vederea impunerii în conformitate cu prevederile articolului 55 alineatul 2 litera K și alineatul 3 litera B din codul fiscal, întrucât situația prezentată nu se încadrează în drepturile de hrană neimpozabile prevăzute la articolul 55 alineatul 4 litera B din codul fiscal și punctul 82 din normele metodologice date în aplicarea titlului 3 din codul fiscal. În consecință, contravaloarea meselor oferite angajaților se include în veniturile din salarii și se impozitează potrivit prevederilor articolului 57 din codul fiscal, dar este exclusă din baza de calcul a contribuțiilor sociale în temeiul articolului 296, indice 15, litera P din codul fiscal. Tichetele de masă acordate în baza prevederilor legii 142/1998 sunt forma sub care angajații pot primi din partea angajatorilor o alocație individuală de hrană, putând fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare. Totuși, nu există nicio dispoziție legală care să interzică acordarea tichetelor de masă pe lângă masa caldă acordată deja salariaților, fiecare dintre acestea având tratamentul ei distinct.